Așa, dar am rămas aici. Continuăm lecția. Exact ca și cum am fost în pauză. Știi că urmează pauza de 5-10 minute cât îi și ne întoarcem la lecție. Noi, ei nu știu, prietenii noștri, că poți fi și o oră că, sau și mai mult. Spuneam așa cum am ajuns acum să reluăm lecția sau varianta asta ca să poți fi în același timp cei care reușesc să intre, să dea peste lecții, să poți să ajungi să fii meditator a tuturor copiilor instant. Că ei își iau de pe internet. Dacă lecția este pusă acolo, lecția asta noastră care am făcut-o acum sau care o facem și o terminăm acum, poate să fie văzută, nu? De toți cei care au nevoie. Asta e foarte, foarte, foarte greu de închipuit pentru, să spunem, cei care au trăit cu 15 ani, 20 de ani în urmă. Nu o să punea problema să ajunge vreodată la așa ceva. Dar iată cât de mare e progresul. Voi sunteți generația care trăiți concret acest lucru. Generația alfa. Așa, generația chiar de sacrificiu uneori. Trebuie să o spunem și pe cea dreaptă. Acum, Măriuca, dacă suntem sinceri, ajungerea la școală nu te face să ai mai multe informații. Din contră. Nu? Tu ai fost până în clasa 4 acolo la lecții aproape continuu, până în a 3-a, ca a 4-a cred că a fost anul care mai mult ai stat acasă. Și mare filozofie nu se întâmpla când stăteai cu învățătoarea zi de zi de zi de zi. Exact. Nu. Deci nu se întâmpla, din contră. Te-a adus în stare în care nu iubeai matematica deloc. Matematica era pentru tine un calvar, era ceva care nu... Ai fi făcut orice, dar numai matematică nu. Și nu tu era de vină, ci iată dovada foarte clară a faptului că rezultatele erau tot atât de slabe. Dacă nu este un profesor dedicat, nu este o învățătoare care să ardă acolo și să te convingă să poți să ajungă la tine, degeaba. Degeaba te duci la clasă, nu te alegi cu nimic. Degeaba, atâta tot. Nivelul foarte scăzut era și era și din ce în ce mai tare era și înainte. Așa că profităm de varianta care este acum pe internet și ne putem pune la punct. Continuăm cu lecția noastră și să vedem ce facem aici. Am ajuns la etapa asta cu exercițiul acesta și acum, cum observi, avem trei fracții. Una, asta de aici, două, de aici trebuie să finalizăm și a treia. Da? Continuă, te rog. Pe mine doar mă sperie o singură chestie. Spune-mi. La prima asta. Înmulțirea asta, nu? Dacă mai găsim... Era 700... Dar nu... Rezultatul la mulțirea asta, 7 ori 16 ori 5. 7 ori 5, 35 ori 16. 35 ori 10, dacă spun... 35 ori 10 face 350, undeva la 500 și ceva trebuie să apropie răspunsul ăsta. Ia, vezi tu, 35 ori 16. Deci, fac o mulțire. Da, da, n-avem altceva, nu? 7 ori 16 ori 5, nu? Da, 7 ori 16 ori 5, eu aș face 35, că 5 ori 7, 35 știu să fac, și rămâne doar 35 ori 16, să mulțesc. 35 ori 16. Bine. 0, 3.600. 18.21. 5, 3, 0, 6, 5. 560. Ai văzut? Am zis în jur de 500. Foarte important. Încă o dată spun. Dacă dădea 600, era ceva neregulă. Deci dacă dădea sub 500, 300, 400, așa, nu era în regulă și atunci m-a alarmat. S-a greșit undeva la mulțire. Asta e valabil pentru tine când își face mulțirea. Că tu trebuie să ai exact rezultatul și atunci estimarea așa să faci foarte bun. Dacă îți dă undeva la 1000,
N-am mai greșit de mult timp la mulțire. Deci, n-ai mai greșit de mult, asta e foarte bine. Finalul, spunem că este egal cu 3 supra 500. Încă o dată, nu mai rețin, 540? 560. 560. Da, 540. Plus? Dar stai, dar eu n-am făcut ori 5. Eu cred că aici trebuie să facem mulțire. Nu, am făcut, scuze. Deci am făcut aici totul. Da, 35 ori 16, da. 7 ori 5 ori 16, scuze. 7 ori 5 ori 16, am terminat. 560. Da. Ne mutăm la a doua fracție, dar înainte de a facem mulțirea, vreau să facem simplificările, că aici n-am finalizat. Avem ceva de simplificat în primul rând? Adică, bine, 4 la a doua cu 2. Așa, 4 la a doua cu 2. 16. El e 16 și prin 2. Aici va fi 1 și jos va fi 8. Corect. Și cam s-au terminat, că dacă am numai 1 sus... Sper că mai e. Păi numai de-al de 1, nu mai există posibilitatea de sus-jos. Sus am depuizat tot. 1, 1, 1, înmulțim. Deci vine 1 ori 1 ori 1, 1, supra. Plus 8 ori 5 ori 3. 8 ori 5 e 40 ori 3, 120. 120, perfect. 120 plus 3 acela care are numitorul 1, nu? Era fără numitor, deci 3 are numitorul 1 și să vedem cât. De acum trebuie să facem adunarea, nu mai avem nicio altă... Nu mai avem nimic de făcut, am terminat cu toate operațiile, să vedem numitorul comun. Și după ce terminăm deodată poți să-ți dai seama? Trebuie să fie un număr mai mare de 560. Deci, numitorul comun este un număr mai mare decât oricare din numitor luați în individual, în parte. Stai să văd ceva. Aici e 6. Nu. Vrei să încerci așa să pui mâna pe el deodată? Nu. Vreau să văd dacă era, dacă puteam să fac de 3 ori, dar era prea puțin. De 3 ori 120 nu cred că merge. Nu. 3 ori 20. Deci nu este 560. 560 nu-i numitorul. În concluzie, trebuie să ne ducem cum? Când nu vezi deodată, nici să iei 560 ori 120, că e o greșeală. Trebuie să nu cel mai mic factor comun. Deci trebuie să aflăm cel mai mic multiplu comun. Luăm 560 deodată, poate găsim descompunerea. 560 egal cu 56 ori 10. Hai, du-mă repede, că altfel ar trebui să facem cu bara aceea, nu? Descompunerea care știm. Da, poate reușim mai repede așa. 560 ori 10 egal cu... 560 ori... Nu, 56 ori 10. Nu, 560 egal cu 56 ori 10. Da. 56 ori 2 ori 5. Da, 56 ori 2 ori 5. Vreau să... Dar rândul 56 mai are descompunere? Da, fac eu... Acum... Ia-i fără la 56 descompunerea, că merge ușor. Da. 56, pun o bară, prin cât?
2. Așa. 2. 2, 5. 28. Deci e și 2 și 28, da? Da. 28 e câtul. Ăsta la rândul îi merge prin cât? Iarăși 2. Iarăși prin 2. 2 în 2 odată. 14. Da. Iarăși prin 2. 2. 7. Da. Printr-un 7. Deci 2 la 3 ori 7. Adică 8 ori 7, nu? Că puteam spune de dată că 56 e 8 ori 7. Ce n-am știut oare? De ce am pierdut timpul? În sfârșit, asta a fost să fie. Răspunsul este că e 2 la 3, deci 2 la 3 ori 7, ori 2, ori 5 și egal cu? Și egal cu 8 ori 7. Sau... Ai, nu mulțumesc, că m-am întors înapoi. 2 la 4. Așa, 2 la 4. Ori 7 ori 5. Ori 7 ori 5, da? Măi, mă, că dar puteam ști asta, am muncit atâta, puteam să spun, mă, că uite, știi că numai 560 am făcut înmulțit. Uite, vezi ce înseamnă să nu fim atenți. Și cum am obținut pe 560? 560, am mulțit pe 7 cu 5 și cu 16. Adică noi aveam descompunerea, numai trebuia să întoarcem capul. Că 16 e 2 la 4. Deci 2 la 4 ori 7 ori 5, mă, de ce am mai muncit așa, mă? Ce neatenți am putut să fim. În sfârșit, să facem asta, să fim mai cum să spun, cu atenția sporită și să fim... Pentru că, uite, e munca asta, dacă nu am fost atenți. 120 cu cine este egal? Ia să văd. 120. 12 ori 10. 12 ori 10, da. Egal cu... 12 e 2 ori 6, 2 la 2 ori 6 ori 5. 2 la 2 ori 6, deci ai mușcat un 2 de la 10. Uh-huh. Bravo, nu m-a prins, acum mă prind. Deci 2 la 2 ori 6 ori 5. Și egal mai departe cu... Da, da, degeaba, de parcă nu m-am gândit. Nu cred că... Avem pe 6, 6 nu-i număr prim 6. 6 nu-i număr prim. Știu, da. Ok, 2 ori 3, deci devine 2 la 3, 5. 2 la 3, ori 3, ori 5. 2 la 3 ori 3 ori 5. Iată că a fost foarte tare, să spunem aici, rezultatul. Deci 2 la 3 ori 3 ori 5. Și în final... Cred că atâta putem. Cred că atât, da? Mm-hmm. 2 la 3 ori 3 ori 5. E clar că e perfect așezat acum. Și acum să scriu numerele acestea, descompunerea aceasta, să o am clar. Deci scriu din nou, să le am unele sub altele și așa aproape. Și spun 560 2 la 4, 2 la 4 ori 7 ori 5. Iar 120 este 2 la a treia, ori 3 ori 5. Care e cel mai mic multiplu comun? Cel mai mic multiplu
comun este egal cu... Spune tu. Doi la șapte. Deci, doi la... Mamă, ce prost internetul, nu știu. Doi la șaptea. Deci la șaptea, domnul, îi mulțești ce faci tot, mă. Dintre cei doi, e pe cel cu exponentul cel mai mare. Doi la patra. Deci doi la patra. Ori. Deci, dintre cei comuni, te lua pe cel cu exponentul cel mai mare, apoi tot ce e necomun. 7. Ori 7. Ori 5. Și ori 3. Că și 3-ul. Da. Deci 7 ori 3 și ori 5, că dintre cei 5-ul, amândoi sunt cu aceeași exponent. Da? Deci luăm dintre cei comuni pe cel cu exponentul mai mare, între 2 la 3 și 2 la 4 am luat pe 2 la 4. Între 5 și 5 rămâne 5. Internetul. Ce fac? Internetul joacă feste? Deci vorbești clar și după un moment dat se întrerupe și după aia... Deci apar fluctuații de acestea. Nu știu ce să-ți răspund, decât să încercăm să mergem, poate să rugăm, să ne rugăm la Dumnezeu, poate nu mai apar fluctuațiile acestea și să continuăm lecția. Deci numitorul comun este stabilit în clipa asta. Că e foarte nervant pentru mine. Ce facem acum? M-a zis. Trebuie să mulțim ca să vedem care e numărul. 2 la 4 dacă sunte corect, 32. Nu, ia vezi. E 2 ori 2 ori 2 de 4 ori. Deci 2 ori 2 e 8, încă un 2 e 16 ori 2. Păi... Ia mai eu încă o dată. Cât face 2 la 4, corect? Ok, stai. Deci, 2 la 2, 4. 3 la 2. 2 la 3, 8. 2 la 3. Ok. Da, 2 la 3, okay. 8. 16. 16. Puteai să te oprești acolo, că ai zis 2 ori 2, 4 și iar 2 ori 2, 4, 4 ori 4, 8. 4 ori 4, 16, da? Da. Deci, e clar că 2 la 4 egal cu 16, ori 7, ori 5 ori 3, 15. Deci ai 16, ori 7. Vorbește tu, Măliuca, mai mult, că eu am obosit. 16 ori 7 ori 3 ori 5. Cred că poți să ștergi asta ce am făcut înainte. Și 3 ori 5 cât este? 3 ori 5, 15. Așa, și înmulțești acum 16 ori 15 și ori 7. Ia vezi. 16 ori 15. Am tăiat asta. Da. Nu știu care e ori 7. Bine. 30. 8. Așa. 6. Tu cât crezi că e? Eu cred că e cam 250, așa aș aștepta. Că 15 ori, eu știu așa. Tu ai 16 ori 15. Eu știu că 15 ori 15 fac 225. Și cu încă un 15, că sunt 16 de 15, 225 cu un 15 fac 240. Hai să văd, să fac cu plus acum. 6,
4, 240. Corect. Acum 240 ori 7. Da, asta o să fie mai ușor. Da. 8, 2, 7, 7 ori 2, 14 și cu 2, 16. 1680. Deci numitorul comun, să-l punem la cele trei fracții, este 1640, da? Bun. Și acum să vedem, să amplificăm... 80! 1680. Deci trebuie să amplific 80 aici? Ești 1680. Bun, mulțumesc frumos, n-am înțeles bine și de aceea am zis 40. Nici și acum nu. Trebuie să-l împărțim la 560 și la 120, iar la 1 împart eu. Normal. Așa, la 1 am împărțit când mi-a fost cel mai greu. De ce acolo? Ești... Ăla-i 3. Nu, păi la 1, că eu împart numărul la fiecare din numitori. Deci știți, toți rămas în pas la 560, la 120 și am împărțit la 1, cum mi-a fost cel mai greu. Ia împarte 1680 la 560. De parcă era o chestie, care nu făceam eu împărțirea, dar am uitat ce. Și eu vreau, dar am șters aici și nu mai știu. Care era cel mai mic multiplu comun? Cel mai mic multiplu comun. Spune-mi tu, 2 la a 4-a? Ori 5. Ori 5. Ori 7. Ori 7 și ori 3. Și eu greșit. Și ori 3. Da. Iar 560, cât au fost descompunerea la 560? 2 la 3. A scriu aici. Deci 560. 2 la 3 ori 7 ori 2 ori 5. Deci 2 la 4. Aha. 2 la 4 ori 7 ori 5. Ori 7 ori 5. Păi acum vede, se pare că merge foarte clar. Față, 2 la 4 am 5 sus și jos. Deci, 3. Că 3 este în plus ca factor. Da. Adică dacă îi faci împărțirea, dacă îi faci tu împărțirea lui 1000, cât este acolo? 1680. Împărțit la 560, ar merge de ca 5 în 16 de 3 ori. Iar? Ia vezi. Atunci, dacă e așa, atunci o să fiu bucuroasă. Ia vezi, 3 ori 0, 0. Stai. 6, 18. 160. Deci, 3. Ok. Și cât 3? Da, să vedem. 3 ori 0, 0. 3 ori 6, 18. 1 minute. 3 ori 5. Bă! Asta e magie. Nu e magie. Mă, bă, da! Este exact ce am văzut aici. 2 la 4, nu? 5 și 7 le avem. 3-ul. 3 în plus. Cu 3 merge. Deci, deodată că tu m-ai întrebat... Știam ceva, o șmecherie care să nu mai înmulțesc, să nu mai împart. Și ți-am arătat-o. Ok. Știi așa și vezi ce e în plus. Deci cu 3. Dar la 120, 1680 dacă împărți la 120, oare cât este? Tu ai și 120 descompunerea. Eu nu mai am. Da. 2 la 3. 2 la 3. 5 este? Da, asta știu. Da. 2 la 3 e 8 ori 5. Și mai era ceva. Și ori 3 cumva. Deci
2 la 3. Și ori 3 este. La 120. De. Mm-hmm. Chiar. E 8 ori 5, 40, ori 3, 120. E perfect. Și acum compară. Compară multiplu găsit, da, numitorul comun și cu tot ce ai tu desfășurat de desubt. Dacă doar 7. Și un 2. Când între 2 la 3 și 2 la 4 ai un 2. Deci 2 ori 7? Sigur că da. 14. Deci 14. Ok, nu mai fac verificare că deja... Ia să vedem. Hai, sunt curios de dacă îmi pot ține asta. Ok. Sunt curios. Fie. Deci 1680 împărțim acum la 120. 120. Așa. Și cică ne dă 14. Eu știu cum fac. Tai 0 de aici și tai 0 de aici, că vine mai ușor. Ca și cum aș fi simplificat prin 10. Și am 168 împărțit la 12. Și e mai simplu de văzut. 12 în 16 merge odată. Hai, du-mă. Stai. Eu tot fac... Cu 0? Mergi cu 0? Da, scuze. Bine. Deci, 8, 2, nimic, ok, punem 0, yep. Da, de 4 ori, e corect. 4, 8, 48 merge de 7 ori, da? 17, nu 17, cât am zis noi, 14. 14. Așa, 14. Da, corect. 14. Deci e număr prim în primul rând. Și la 1 cu în fine. 1680, că am amplificat de la bun început. Da, că tu ai luat aia cea mai ușoară. Mă întreb de ce? Băi, dacă mi-a venit mai greu acolo și am făcut-o direct. Deci împărțirea la 1 a fost cea mai grea pentru mine. Cea mai grea? Da. Ah, ok, atunci mulțumesc. Deci te-am protejat. Mm-hmm. Cu numitorul comun 1000.